băgat în mașini, dube, și eram așa de înghesuiți ca sardelele. Dacă aș fi avut loc, pentru că mi s-a făcut rău, aș fi picat, dar n-am avut loc pentru că eram înghesuit din toate părțile. Făceam eforturi uneori să mă țin pe picioare, să nu mă clatin, și la iud, și la gelava. La gelava s-a schimbat puțin regimul alimentar, primeam 750 de grame de pâine. Și la aiud am avut o perioadă când am fost trecut la regim distrofic, pentru că la înălțimea mea de 1,80 am ajuns la 51,2 kg. Deci eram foarte bun pentru cei care studiază medicina, să vadă, eu știu, scheletul. Și s-a întâmplat să fiu la regim distrofic și să primesc 600 de grame de pâine. În mod normal, foloseam 1 kg de pâine în 8 zile. Deci până în momentul acela. Și în plus, pachete de acasă aveam doar 5 kg pe an. Deci nu însemna foarte mult. Îmi plac merele, dar în 3 ani n-am folosit merele pe care le mănânc acum la o singură masă. Deci foarte puțin. În 3 ani, o singură ceapă am reușit să iau un plus din nu știu ce surse, cine a lucrat pe la grădină și a ajuns o ceapă în celulă. Nici firicelul acela de iarbă sau de păpădie, deci nu am avut ocazia să-l văd sau să-l culeg, să-l folosesc. Și am avut un vot, nu știu dacă numai atunci, de felul meu nu sunt pretențios, și mă țin de votul acesta. Niciodată nu voi face pretenții legate de mâncare. Niciodată că este prea puțină, că nu este bună, urmăresc să fie sănătoasă. E drept, după ce am venit acasă, am stat 2 săptămâni până ce mi-a sosit actele și m-am internat pentru 2 luni la Târgu Mureș, în spitalul TBC. Și 88, anul 1988, mi-a fost un an destul de greu, chiar foarte greu, deși mă eliberasem după 3 ani, din cauza bolii. Am avut o oarecare descurajare. Descurajare în ce sens? La 24 de ani cu TBC, chiar la început ziceam ce planul de viață, ce planul de familie, îmi îngrijeam tacâmurile să fie aceleași tacâmuri la masă, cumva să nu transmit, până când mi-a spus medicul să fiu liniștit că nu este pozitivă, ci negativă și nu se transmite analiza. Și vara lui 88, dacă încercam să fac ceva, simțeam că îmi ia spatele foc. Mi-am petrecut o calene și la umbră, deși nu-mi plăcea condiția aceasta. Dar m-am hotărât ca tot ce aflu despre sănătate, familia fiind împărțită, nu știam foarte multe despre reforma sanitară. Apoi, curând a venit și 90, au apărut mai multe publicații, am avut alte posibilități de informare și tot ce am știut că va fi pentru sănătatea mea, am încercat să aplic. Și mulțumesc Domnului că la radiografie s-ar mai vedea urmele pe cămânii mei. Dar așa, cred că am reușit să am recuperare foarte mare, așa de 90 ceva la sută. Dacă se întâmplă să fiu într-o încăpere și aerul să fie consumat, atunci poate că ar mai da câteva semne plămânii mei că ceva nu este bine. Dar în rest, deci nu am așa probleme. La Jilava, fiind nou, fiind pe cameră foarte mare, de 50 și ceva de paturi, cineva și-a cerut dreptul de șmecher.
Dar am zis, n-am făcut-o niciodată să dorm cu sastanama sub cap și nu voi face nici acum. Și n-am făcut-o, dar noaptea care a urmat mi-a furat și cele câteva linete care le aveam. La Jilava a fost un moment puțin mai emoțional. N-aveam dreptul la vizită, dar cei de acasă, primind scrisoarea, cartea poștală de înștiințare, că sunt la Jilava și în spital, au făcut drumul până acolo, mi-au dat cele 5 kg de alimente, dar am avut o poză la secundă, aș putea spune. S-a deschis o vizită și am auzit pe gardian întrebându-i. El este? Și le-am închis vizeta înapoi. Deci nu mi-a dat voie să schimbăm nicio formă. Trebuia să aștept din nou până în mai, când aveam dreptul la vorbitor. Dar s-a întâmplat că după câteva zile s-a dat decretul cel mare din 26 ianuarie, 88, de care am beneficiat și eu. Au trecut două decrete în timp ce eram acolo, de care n-am beneficiat. Am înțeles, deci am trăit și cumva experiența aceea, să vezi că din celulă, din 10, pleacă 7 și rămân 3. De două ori mi s-a întâmplat treaba asta. N-am fost descurajat. Știam că Domnul va purta grijă și de ce zic că lecția de viață a fost mare? Apostolul Pavel a spus, m-am deprins în toate să fiu mulțumit. Și în lipsă de îmbrăcăminte, de hrană, prima iarnă am făcut o ținută subțire, fără îmbrăcămintea groasă de iarnă. M-au arestat cu o cămașă, deși mi-au mai trimis efecte de acasă, le-au ținut la magazie și cu o singură cămașă care era destul de grosuță, am făcut cei 3 ani, din puverii am mai avut câteva tricouri și la eliberare era așa de subțire că se vedea prin ea. S-a șters orice trimeu din ea, că era cumva colorată. Și era atât de subțire încât, nu știu cât, îi mai trebuia să se rupă. Lecția de viață, spuneam, era că și este să fiu deprins în orice împrejurare. Și n-aș fi înțeles pe mulți pe care îi găsesc în multe situații, sau n-ar fi avut putere cuvintele mele dacă ei mi-ar fi zis, da, ți-e ușor să vorbești, că vorbești din teorie. Dacă găsesc familii mixte, știu încercările de acolo. Dacă găsesc tineri, încercați, îi înțeleg. Dacă întâlnesc tineri bolnavi și în zona Mureșului știu o tânără, 23 de ani, cu o boală destul de urâtă, o înțeleg. Și înțeleg și descurajarea prin care trece uneori, pentru că am avut o vârstă cam la fel ca ea și o problemă aceasta și multe alte condiții. Deci, mulțumesc Domnului că am trecut și pe acolo. Acolo, când eram, se întâmpla de multe ori că mă visam acasă. Dar mă visam că ajungeam pentru câteva momente și mă întorceam din nou acolo. Acum, mă visesc de multe ori acolo. De la întâlnirea din 8 aprilie până astăzi, m-am mai visat de câteva ori, dar cred că ultima săptămână din aprilie, deci acum, anul acesta, a fost o săptămână record. De 3 ori m-am visat într-o săptămână la închisoare. Chiar noapte după noapte. Fără să fac din aceasta un subiect de discuție, chiar nu povestesc prea multe. Alții care au trecut la închisoare, faptul că au mai fost scoși la muncă, nu știu, nu a rămas acest lucru. Se visează odată la 10 ani, poate, la închisoare, cine a mai trecut pe acolo. Dar mie mi se întâmplă foarte des să pățesc lucrul acesta. Legat de vorbitorul de pe 21 mai, cred că în 87, eram la Iud,
Și pe lângă cele 5 kg de alimente, mamica mea ar fi rugat gardianul, avea ceapă verde, avea ridichie, ce fă bine și... Și răspunsul gardianului, aici nu merge cu fă bine. Și în final, așa ca în scârbă, totuși mi-a acceptat și o legătură de ridichie și de ceapă verde. Deci aici nu merge cu fă bine. Și pe drept, acolo nu se mergea cu asta. Dar Domnul a făcut bine și apoi cumva a vegheat ca să ne ajungă și a doua oară. Nu știu de ce a trebuit să fie și problema cu plămânii, dar la o jumătate de an după ce m-am eliberat, am fost chemat din nou la centru militar și am primit o amânare de 3 ani pe caz medical, boală de plămâni. După cei 3 ani a venit și schimbarea în țara noastră după 90, dar s-a schimbat și legea și se putea incorpora până la 35 de ani. Dacă s-ar fi grăbit în Parlament cu legea, cu serviciul militar alternativ, încă eram posibil să fac cei 2 ani de serviciul utilitar alternativă. Au finalizat doar în 97, cred că 97, în 98 eram în Argeș deja la Pitești, ne-au luat în evidență și ne-au spus că vom începe din 99. Dar i-am întrebat cum vor proceda cu mine. Că toamna urma să fac 35 de ani. Voi face 2 ani pentru că i-am început sau voi face 10 luni și voi rămânea deci cu atât. Și atunci mi s-a spus, dacă așa stau lucrurile, s-ar putea să ai noroc. Noroc după ce am făcut cei 3 ani acolo, le-am spus lor, la Târgu Mureș mă știau foarte bine cei de la Centrul Militar, cei la Pitești, nu am avut atât de mult de a face cu ei. Și așa s-a întâmplat că am scăpat de serviciul utilitar alternativ. Încercarea mea legată de problema aceasta militară, aș putea spune că a durat 20 de ani. De la 15 ani până la 35 de ani. Chiar și după 90 am ajuns destul de des la centru militar și aproape că de 3 ori pe an, când se făceau încorporări, eram și eu chemat. Domnul poartă grijă în orice loc, în orice timp să cânta și așa aș putea spune și eu mai departe. Să ne încredem în Domnul care știe să poarte de grijă.